Salut! Ați revenit cu un nou videoclip de acasă și în videoclipul de astăzi vreau să tragem vinul roșu. Într-un videoclip anterior am tras pe cel alb. Pentru a trage folosim un dispozitiv auxiliar făcut de mine, prezentat în atâtea video, un băț legat cu un furtun. Furtunul să fie cam la 4 cm de vârful bățului. De ce? Pentru ca să nu tragem drojdia de pe fund. Băgăm furtunul cu bățul până în fund, pe mijloc. După care tragem. Să tragem într-un damigean curat. Deja a pornit. Acum își face treaba. Îl tragem. După care punem înapoi acest dispozitiv simplu, ce îl folosesc de ani de zile. Un dop pentru damigean cu furtun în sticlă cu apă. De fiecare dată când îl tragem să schimbăm și apa din sticlă, dacă nu am pus apă distilată. Dacă am pus apă distilată, nu trebuie să o schimbăm. De ce zic apă distilată? Să știți că se împute și apa. Și nu e ok. Deci cam la o lună să schimbați cumva apa din sticlă. Iar gaura în dopul damigeanului să fie ermetic, adică să intre furtunul foarte forțat și să o dați perfect rotundă. Deci vinul nu are voie să intre în contact cu aer. Acum că îl tragem, asta e. Îl trag de, fac vin de ani de zile și să știți că nu se strică. Ați văzut și în videourile anterioare, vin de 2 ani. Cum se prezintă, bineînțeles, un factor foarte important la el e și spațiul de depozitare, temperatura asta. Deci temperatura la vin îi undeva face la 75%, să știți. Pentru că vara când e cald, s-a crește. Iar dacă nu îl tragem, iară s-a crește. Cu vinul e foarte mult de lucru, puțin mai fac vin acasă, dar să știți că merită să bem un lucru bun. Acum îl tragem. O să revin să vă arăt cum arată drojdia la vinul roșu. Făcut o remarcă. Să știți că nu e atâta drojdia, adică măl de la vinul, cei care nu presează strugurii, cum folosesc eu butoiul de plastic cu robinet. Dacă am fi presat strugurii cu presa, să știți că era mult mai multă drojdie jos. O să nu mai lungesc, o să revin când nis la fund. Să vă arăt drojdia cum arată. Acum o să vă arăt drojdia de pe fundul damigeanului. Nu știu în ce măsură să văd, cum să pun o poziție mai bună să se vadă perfect. Uitați aici cât îi. Deși, haideți să căutăm untei mei, uitați. Deci asta e drojdia. O să-i dăm și de sus. Uitați să vedeți mâlul. Vedeți? Aici deja e unde l-am tras. Acum o să-l punem la un loc fix, după care nu o să mai umblăm la el. L-am pus iarăși în sticlă cu furtun cu apă și o să las până la Crăciun, unde o să facem eforturi să nu mai rămână nimic după Crăciun. Cam asta a fost cum am tras vinul roșu. Pentru cei care vreți să limpezească mult mai repede, acum să bagă bentonită în el. Dar nu recomand. Lăsați-l să stea în loc lin și să vedeți ce
limpede se face. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!